În data de 1 iunie, o femeie a fost fășiată de doi câini de talie mare în localitatea Uivar pe pista de biciclete care leagă Timișoara de Serbia. După experiența înfricoșătoare prin care a trecut femeia, aceasta a suferit o intervenție chirurgicală la Spitalul Județean din Timișoara. Chiar și după o săptămână petrecută în spital, aceasta nu s-a recuperat complet. Totodată, polițiștii secției 4 rurale pe nou s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neloare de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. Cercetările continuă pentru reglementarea situației cu animalele din acea zonă și dispunerea măsurilor legale. De asemenea, cu privire la modul de intervenție a polițiștilor, au fost dispuse verificări prin intermediul Biroului Control Intern din în cadrul IPJ Timiș, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsurile legale în consecință.